Dragii mei, bine v-am găsit, bună să vă fie inima! Sunt Bogdan Curta și astăzi vreau să vă spun o scurtă poveste. Când eram în clasa 5 aveam o orgă de jucărie și era obiectul meu cel mai prețios. Toată ziua nu făceam decât să cânt la acea orgă de jucărie, să o studiez, să învăț noi acorduri. Și nu de puține ori fugeam de la școală, ca să apuc să mai învăț ceva la prețiosul meu, dar fi ravi instrument. Și bineînțeles, fiind totuși o jucărie, s-a rupt mai întâi o clapă, după aceea au altă clapă, m-au mai ajutat în sensul ăsta și alți copii invidioși și eu am rămas fără orga mea prețioasă. Părinții mei lucrau în învățământ și pe atunci salariile profesorilor erau foarte, foarte modeste. Mai pe scurt și mai direct, toți profesorii care trăiau din învățământ erau săraci. Și nu aveau părinții mei nicio posibilitate să-mi cumpere o orgă cât de cât profesională. Și atunci eu într-o zi am încercat să pun mâna pe contactia aia de la orgă să încerc să cânt fără clape atingând efectiv contactii, dar m-am curentat. Și văzând că mă curentez, am luat o rolă de bandă de izolat și mi-am înfășurat bandă de izolat pe degete. Și am început să cânt așa cu degetele bandajate în bandă de izolat. Și m-a văzut tata și m-a văzut mama și au început să plângă. Și atunci părinții mei, doi oameni minunați, cărora le datorez totul, s-au împrumutat cu bani grei. Au luat împrumut echivalentul salarului lor pe jumătate de an, pe șase luni, de la un sirian care și acum are un magazin cu aur în spate la magazinul central din Cluj. Și cu bani împrumutați de la el, și cu ce-au mai pus ai mei deoparte, au reușit să-mi orgă cât de cât semi profesional o jucărie mai bună. Acum, la vârsta de 42 de ani, am aici, în partea de sus, cea mai performantă orgă din lume la ora actuală, Yamaha Genos 2. Și jos, sub ea, am un Yamaha Genos 1, care a fost până de curând cea mai performantă orgă din lume. Ăsta, în schimb, e un model modificat, unic în lume, pentru că este modificat, are niște butoane în plus, are niște modificări și prin asta e mai valoroasă decât modelul de sus, mai valoroasă decât cea mai performantă clapă din lume. Mai, în comerț mai performantă decât asta. Nu, dacă vrei să cumperi, nu poți pentru că nu este. Aici în spate, dacă vedeți, mai este o orgă. Ea a fost cea mai performantă orgă din lumea, cu 15 ani e adevărat, dar tot model de top de la Yamaha, Tyros. Acum unde am vrut să ajung? Pentru că pe mulți nu vă interesează instrumentele astea, că nu sunt nu activați în domeniul muzical. Dar dincolo de sacrificiul extraordinar al părinților mei, cărora le datorez totul, și de învățătura că doi părinți schimbă destinul copilului lor. Dincolo de învățătura asta, care și ea e foarte prețioasă, vreau să vă spun un lucru. Niciodată, dragii mei, să nu disperați. Niciodată nu știți ce vă rezervă și o să vă rezerve viitorul. Și de fiecare dată când credeți că nu există nicio soluție, nicio scăpare, nicio speranță, nu se întrevede nimic din punct de vedere logic, oricât vă frământați voi mintea și oricât de mult vă amărât sufletul, de fiecare dată când sunteți acolo pe fundul prăpastiei, să știți că după orice cădere urmează o ridicare. Să aveți grijă însă ca odată reajunși acolo pe culme, îmbătați de priveliștea înaltului, cuprinși de beția înaltului, să nu amețiți și să nu gădeți. Și vă spun din toată inima că această primejdie, cea din urmă primejdie, este mult mai mare decât a fi undeva zăcând pe fundul unei prăpăsti. Mai jos nu puteți să mergeți, de, decât fundul prăpastiei. După orice cădere, urmează o ridicare. După orice apus de soare, urmează un răsărit. Fiecare apus de soare e doar garanția răsăritului de mâine, de a doua zi. Să fiți iubiți, să iubiți la rândul vostru, să fiți înțelepți și să înțelepțiți, să fiți luminați și să iluminați și pe alții. Să fiți credincioși, să nu vă fie rușine de tradiția voastră, de familia voastră, de părinții voștri, de neamul vostru, de graiul românesc, de muzica și de colindele voastre, de sufletul și de lacrimile voastre și de bucuriile voastre. Bucurați-vă, dragii mei, de viață, cu toate suișurile și cu toate coborâșurile ei, cu toate culmile și cu toate prăpăstiile ei. Nu are rost să căutați o așa-zisă stabilitate pe care să o perpetuați la infinit, pentru că și în viața biologică, și în cosmologie, stabilă este doar o piatră, dar o piatră este moartă. Omul viu vibrează, oscilează, are treceri prin diferite stări, prin bucurii, prin necazuri, uneori și prin momente de depresie. Important e să le depășim și să privim acolo sus, la culme. Și să știți că aici intervine și cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, cuvântul care este și el eminamente o vibrație. O undă sonoră. Și Biblia ne spune că la început a fost cuvântul, o vibrație. Fizica ne spune același lucru. O undă de intensitate infinită a contribuit la explozia Big Bang din care s-a născut și se răspândește și acum tot Universul care e într-o continuă vibrație. Muzica e o vibrație, acordurile sunt vibrații important este să vibrați frumos și uh, e neapărat, neapărat să conștientizați lucrurile astea. Nu vă temeți de îndoială, nu vă temeți să vă îndoiți, e firesc să vă îndoiți. Mă îndoiesc de deci ce exist. Trec prin bucurii și tristeți, oscilez de la o stare la alta, deci exist. Dacă aș fi ca o piatră, aș fi rece, nu aș exista. Iubesc, deci exist. Cad, deci exist. Mă ridic, deci exist. Și asta este bucuria fenomenală a vieții. Marile genii, Mihai Eminescu, tot ceea ce a strălucit și ce a sclipit în lumea asta au fost oameni care au vibrat, oameni care au oscilat. Aveți mare grijă de voi, vă iubesc și uh, vă îmbrățișez pe toți cu drag și să ne revedem și să ne reauzim cu bine.